Vreau să te întreb, când am avut un campion UFC din Coreea? Niciodată. Niciodată? Niciodată. Dar cred că am putea să avem, pentru că de data aceasta nu este doar un corean, ci este cel mai iubit corean. Este supranumit Korean Zombie și chiar el se plânge că este mai iubit în Statele Unite decât în Coreea. Este supranumit Korean Zombie pentru că este foarte agresiv și oricât de tare ar fi lovit, vine în continuare după tine, vrea să te prindă. Ție ți-e frică de zombie? Nu mi-e frică. Am un joc pe care mă joc foarte, foarte, foarte des. Plante versus zombie. Și plantele mele îmi apără grădina și ucid zombie. Probabil că ar trebui să învețe și Jose Aldo jocul ăsta al tău, pentru că el se va înfrunta duminică dimineața cu Korean Zombie. Toată lumea se așteaptă, în schimb, să vadă niște lucruri incredibile. Haideți să vedem povestea lui Korean Zombie și haideți să vedem de ce vrea el să fie un supererou. Chan Sung-yoon, alias Korean Zombie, se plânge că nu este apreciat la el în țară așa cum ar trebui. Coreanul spune că își dorește să devină cunoscut în patria sa așa cum este cunoscut peste hotare, pentru a ajuta la dezvoltarea MMA-ului corean. După părerea lui Chan, coreenii au nevoie de modele în orice domeniu. Prin urmare, o victorie în fața lui Jose Aldo duminică dimineață i-ar oferi celui numit Korean Zombie statutul de erou național pe care și-l dorește încă din clipa în care a călcat pentru prima dată într-o sală de antrenament. Chan Sung-yoon a devenit celebru după ce a reușit cea mai dificilă tehnică articulară din istoria UFC, un twister împotriva lui Leonard Garcia în martie 2011. Tot Sung-yoon l-a acuzat pe George St-Pierre de militarism japonez pentru că purta un ghi cu simbolul Japoniei imperialiste din al doilea război mondial. Ok, am văzut materialul, acum explicăm de ce este acest procedeu atât de complicat. Twisterul este cea mai complicată tehnică articulară pentru că ajungi extraordinar de greu în poziția respectivă. Și până să vedem imaginile, să analizăm pendelete, trebuie să spun că procedeul acesta a fost introdus prima oară de către Eddie Bravo, care l-a preluat din lupte, l-a adaptat în sistemul său Rubber Guard, de unde a învățat și Andreea ceva mai devreme strangulare respectivă, iar procedeul în sine este foarte complicat. Uite, Korean Zombie ia spatele adversarului, atât doar că intră într-un fel de semigardă din spate. I-a anulat posibilitatea de mișcare, îi prinde un braț, îl duce la spate, iar acum, trăgându-l de cap, îi întoarce pur și simplu coloana vertebrală. Era foarte periculos. Este extrem de periculos procedeul și în același timp este imposibil să ieși din el. Era al doilea meci împotriva lui Leonard Garcia. Korean Zombie știa că trebuie să facă ceva incredibil și spunea că exersează tot timpul tehnica aceasta la sală. Uite, el a mai lovit de câteva ori cu cotul aici pentru a-l face pe Leonard Garcia să se gândească la cu totul altceva. Cheia procedeului este să-i duci brațul la spate, iar apoi să-l tragi de cap. Evident, Eddie Bravo are multe alte variante pe care le folosește în jiu-jitsu brazilian, dar pentru MMA, varianta lui Korean Zombie este absolut fenomenală. Pentru că, vezi, corpul lui Leonard Garcia este într-o poziție din care nu mai are cum să scape. Iar când îi așează și brațul sub cap, deja de aici nu prea... N-ai cum să scape. Este incredibil procedeul și îl vom vedea pe Korean Zombie lucrând împotriva lui Jose Aldo. Să nu uităm că are tehnică foarte bună în picioare, poate să stea cu Jose Aldo în picioare și, de asemenea, la sol este fenomenal. Este creativ, este inteligent, este simpatic și mai ales este un băiat foarte, foarte deștept. Da, impresionant. Gata și emisiunea din această seară. Alex, hai că nu ne-am certat prea mult. Nu, în schimb eu va trebui să mă duc acasă acum să caut vreun papuc sau o posesoare de papuc, cine știe pe unde o fi cenușerea asta. Oricum, până data viitoare, cu papuc sau nu, Cristina Docianu și Alexandru Ganci vă invită să rămâneți aici. Aici, sub papuc. Pentru că aici se spun adevăratele povești din lumea luptelor și mai ales nu uitați, Jose Aldo și Korean Zombie, cine câștigă? Korean Zombie. Așa se